Luni, 10 septembrie 2012, suntem în Ceșme, la hotel Altel Iuruș. Este un hotel foarte, foarte frumos. Este piscina principală a hotelului, este un hotel foarte, foarte mare. Este un Holiday Village și are și bloc, are și bungalow. Și nu numai aceasta, o să vedem în zona plajă, o să vi le arăt și pe cele de acolo. Deci este un Holiday Village. Bine, puteți opta încă de la rezervare pentru cazare în clădirea principală. Camerele sunt foarte mari, aer condiționat este centralizat, dar merge perfect. Niciun rus în acest hotel. Hotelul este plin cu turci și cu italieni. Italienii și turcii sunt majoritari în acest hotel. Ceșme este la 76 de km de Izmir. Este autostradă între Izmir și Ceșme. Hotel Altın Yunus. Da? Am eu pe scări. Da. Tu unde vrei să duci? Să cobori sau să urci? Portul acesta de embarcațiuni, de iachturi, aparține hotelului. Mai luăm liftul și coborâm.
Aici cred că putem mânca la prânz. Să mergem până la plajă. Aici este un restaurant a la carte, un specific pescăresc. Hotelul stă foarte bine la masă, atât la micul dejun, cât și la cină. Aici sunt niște studiouri, cred că sunt un fel de family room. Undeva între 15 iunie și 15 august.
probabil încă două părți.